Salutare și bine v-am regăsit la un nou daily vlog foarte important astăzi, pentru că avem o grămadă de chestii de făcut. Suntem aici cu Radu, bineînțeles am pornit spre drumeție, pentru că prima și prima oară o să facem mai multe excursii. Bine, prima excursie principală o să mergem la mare și nu oricum, ci într-o rachetă spațială. Mergem înainte, traversăm. Stăm la roșu ca toți oamenii. Și nici nu știu când apare. Cred că probabil voi nu o să vedeți. Nu știu când o să apar videoclipul special cu o mașină extraordinară, dar mergem până la Bavaria să luăm o mașină. Cred că e cea mai nouă mașină. Cum se cheamă? O să luăm un BMW de 120.000 de euro, mai scump decât o casă. Mai scump decât orice pe lumea asta. Ce e, mă, casă la 120.000 de euro? Ții și o casă și o mașină. Da, da. Da, tot în față, tot în față. Așa. Și o să vrem să mergem până la mare, să facem acolo niște clipuri foarte, foarte speciale. Eco! Nu se aude? Hey! Ok, mai avem de mers în față. Parapapa, parapapam, ok? Și vedem ce o să fie, pentru că n-am mai condus în viața mea un BMW. Radu se descurcă mai bine. Da, am mai condus, da. Da. Așa și ceva nu. Și cam nașpa am prin București cu traficul ăsta, pentru că na. Cu tot ce e acum cu... Ia uitați, uitați. Nu mai parcări o grămadă. Mi-e cam frică puțin așa prin București, dar după aceea pe autostradă și asta o să fie mult, mult mai lejer. Așa că dăm bătaie, mergem, luăm mașina și o să facem și bineînțeles cadre. Și oamenii muncesc. Am revenit după marea minunăție, o să vă arăt imediat despre ce este vorba și, bineînțeles, toată lumea o să întrebe dacă mi-am cumpărat mașina. Mi-am cumpărat mașină de 120.000 de euro. Pa, 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 pam. Cam asta e minunăția, după cum o vedeți. O să trebuiască să mergem cu ea la mare. Ia să vedeți. Ia, pac, 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 cam așa arată bestia. Un BMW M4 Cabrio. Competition, M Competition, este versiunea de M Competition, este un model din 2018, cea mai nouă de la BMW. Bineînțeles să vă mai zic mai multe detalii, dar o să vreau să vedeți și jantele, care sunt din aliaj. Cam așa arată jantele. Cred că astea mi-au inspirat mie cea mai mare încredere pe tine. Pac. Cam așa arată, de 22 de inci, parcă din câte am înțeles. Aici, tot pe jante era trecut modelul de la M4. Că asta este modelul M4 aici, la fiecare jantă. Asta e, ați vedeți, dacă se vede M4, cum este? Invers. Mă rog, undeva pe aici știu că scria. Cam asta este versiunea de BMW M4. Da, uite aici. Fac direct modelul. Ce să vă mai zic? Cum? Ia accelerează. Sau ia, accelerează. Dă-i tare. Bine. Super. Cum e? Lană, deci rupe, 450 de cai, putere, ce mai este? Motor de 3.0, sau parcă, nu? 3 litri, da. Da, motor de 3 litri, ce mai era? 100 de kilometri o face în 4,4 secunde. Și când pornești, zici că e bestie, navă spațială, cam așa arată și interiorul ea. Nu știu, cam așa, bine, cât e manual, asta se... Mai tare? Mai tare? Woohoo! Cam așa arată. Da, deci este cel mai nou model de la BMW. Cam asta este modelul. O să trebuiască să mergem cu el. O să mai filmăm și câteva cadre. Și bineînțeles o să vă las și cu niște cadre super, super șmechere. Cam așa arată. Asta este și bordul. Bordul. Pa, pa, pam. Ia-l. Schimbătorul. Fac. Șmecherie de șmecherie. Ai. Ala-i, boss. Bine, ala-i, mă, boss-ele. Florentin. Ia. Ia ce frumusețe aici. Și-am dat-o. Conduce-și puțin. Ala-i, tată. Cum e?
Așa se face. Și am pornit la drum, la mare, la Constanța. Distracție. Bine că distracție, mai tare trebuie să filmăm, să ne facem treaba, bineînțeles. Și vedeți că se mișcă frumușel mașinuța asta pe autostrada, cum e? Autostrada Soarelui. Ne-am răsărit aici în BMW. BMW. Și dăm bătaie. Ia uite, ia uite ce faci stăpân noi aici. Aoleu, miliția, 120. Erau băieții noștri care da, da, da. Erau prietenii noștri. Băi, înainte să filmăm aici aceste cadre, vine poliția la noi. Băi, eram într-o parcare, știi, filmam, ne vedeam de treabă și spun, băi, ce faceți aici? Băi, ce să facem? Filmăm. Zic, da, ce filmați? Băi, uite, ne facem noi treaba aici, pe vlogăreală. Zice, a, faceți vlogă? Și zice polițistul, păi da, mă apuc și eu de vlog dacă îmi dai și mie un BMW din ăsta. Păi da, nu, așa e treaba. Polițist cu BMW face treaba. Băi, respect pentru poliția română, apreciez foarte tare, au fost doi băieți foarte tare de polițiști. Îi respect maxim, mersi tare mult. Și dăm drumul pe autostrada Soarelui prima oară, merge foarte, foarte bine mașinuța. Ca să vă explic așa detalii foarte pe scurt, 450 de cai putere are mașina. Suta de la 0 la 100 face cam 4,4 secunde, deci e o bestie de bestie. Și ajunge chiar și până la 7600 de rotații pe minut, ceea ce wow. Este un model BMW M4 Cabrio, de model M competitiv, cel mai nou model din 2018. Și este o, pur și simplu o bestie. Așa că noi ne-am dus la drum, ne vedem imediat după aceea. Revenim! Perfect, ne-am oprit și noi acum puțin la o doză de mâncare și o doză de apă avem aici. Și acum ne-am oprit la Rompetrol pentru că trebuie să facem o poză. Și probabil voi, nu știu dacă ați văzut deja poza pe Instagram, dar ca să vă zic, mașina se comportă foarte, foarte lejer. Cred că, nu știu, am voie să zic cât am băgat cu ea. Băi, vă zic, merge super, super lejer. Prima oară mi-era frică pentru că v-am zis că e prima oară când conduc o mașină automată și prima oară mi-era frică. Altceva nu știu ce să vă mai zic despre ea. Am condus-o și eu și Radu. Cum ți se pare? Super. Super agresivă. Agresivă. E prima mașină care am condus-o atât de puternică și cu tracțiune în spate. Da, are tracțiune în spate. Dar e foarte stabilă. Adică din ce auzeam eu de la prieteni că mașina cu tracțiune în spate e mai greu de controlat, asta nu, e foarte, foarte stabilă pe asfalt. Super. Deci se înfinge foarte tare, deci foarte, foarte șmecher. Cam momentan vedem cum se mai descurcă. Mai avem puțin până la Constanța, la mare, drumul e lung și bun. Ca astea sunt cheile, dacă vreți să le vedeți. Cam așa arată cheia. Hai să dăm bătaie. Bum, ne-am urcat la volan. Ia. Ăla-i boss. N-avem nevoie de cheie. Ia uzi. Ia uite, unul face drifturi acolo. L-ai văzut? Hai să-l dăm uite, ia. Foarte, foarte tare, nu știu dacă la voi se vede, dar în timp ce mergeți, ia fiți atenți. O chestie foarte șmecheră. Vedeți hologramele alea de acolo? Alea sunt niște holograme, acolo arată cât maximul de care ai voie în locul respectiv. 0 km și GPS-ul acolo. Și exact destinația cât mai arată, nu știu dacă vedeți, un fel de hologram. Radu mi-a arătat prima oară pentru că nu mi-am dat seama. Cum o să ajungem aici? Deci fix în fața plajei. O parcare absolut senzațională. Mamă, mamă, ia fii atent. Deci filmează-mă puțin. Uite barca. Mamă, băi, puțin mai are mașina asta și se face și ea barcă, jur. Deci dacă la 120.000 de euro nu se face asta barcă, direct, mă. Destinația finală, am ajuns direct. Parcare genială, fiți atenți, numai puțin, fiți atenți. Ia. Bă, de o parcare mai frumoasă ca asta n-avem. Uite, nenea și trece frumos cu pescuitul. Cum e la pește, frumos, așa. Băi, parcare genială, hai să văd direct. Hai să ieșim din mașină, nu mai stăm la discuții. Direct, gata. Hai. Pac, pac, pac. Deschidem frumosel portiera. Ia, o sunetul victoriei. Bă, drumul a fost absolut senzațional, e o răcoare excepțională. Ce răcoare, m-aș aruncat direct în apă. E bine, mă, deci e vremea perfectă de stat la plajă. Da. Ia, direct, ia uite ce frumos se vede. Mama mia! Woo! Uite scafandrii, pac, pac. Se duce.
Cred că se duce, vrea să pun geamantanul ăla, știi? Sigur asta vrea să fac. Mamă, ce mi știe, prima oară când văd scafandre în viața mea. Bă, Florin! Cât de șmeche! Ce faci, mă? Cred că m-a confundat. Filmăm! Ce faci, mă? Da, aici dau de tine. Care-i treaba? Uite, tot. Aici e treaba ta? Salut. Radu. Adrian. Mamă, dar ce vrei să pui geamantanul ăla sau ce? Ce? Nu, e boie de suprafață, ca să știe bărcile să nu vină peste noi. A, da, da. Că uitați aur ceva? Bă, nu cauți, găsești. Dacă ai noroc, găsești fără să cauți. Și, da. Dacă te-a pus tu să cauți, ai de căutat. Poți să zici de chestia asta, de ce ai tu, ca să promovezi chestia asta. Dacă vrei, poți ce? Să zici de ce ți-ai deschis, da, tu. Da, vrei să faci o treabă de genul ăsta? Nu, păi oricum, o să o pun în vlog. Păi zici de centru tău, dacă vrei să veniți, pac, pac, pac. Da, bineînțeles, Bulevardul Elisabeta numărul 5, lângă Queen Elizabeth, vis-a-vis de Cazinoul Constanța. Veniți și faceți aici scufundări, nu? Și faceți ce vrea inima voastră, scufundare recreațională, curs de scufundare, absolut orice. Da? A, deci dacă vrei să vii aici să te distrezi, dacă vin, îmi dai un costum, un chilien sau cum? E pe oră, cum? Nu e pe oră, e ședință. A, e ședință. E un pic de teorie înainte de intrarea în apă. Aha. Durează cam 2 ore cu tot cu teorie. Mișto. Pentru că trebuie să vă arăt cum se folosește fiecare echipament în parte. Da. După care ne echipăm, bineînțeles, și se intră în apă și durează în jur de 45 de minute media. Ha, mișto. Dacă papi repede butelia, ieșim în 20 de minute. Da, dacă dai... te ține plămânașul, mișto, ieșim într-o oră și 20 de minute. Cum e apa caldă? Mi-a părut bine să vă văd. Mai zice, spola la treabă. Hai, aveți pa, grijă. Și am plecat. Pau, cât de șmecher, să faci scufundări. Ești tot rău. Vrei să facem aici poze? Da. Facem poze. Și am pornit înapoi spre București. Mergem cu trapa deschisă, este cald afară, frumos. Plaja este exact acolo. Băi, prima oară, prima mea senzație când merg cu o trapa deschisă, când merg într-o mașină decapotabilă, e prima oară în viața mea. Și prima oară, cum adică, deci prima oară am și condus. Am și condus un Ditama BMW-ul de 450 de cai, 120 de mii de euro. Băi, e o senzație absolut unică, absolut genial, foarte, foarte frumos. Mi-a plăcut. Stai acolo, boss, că avem prioritate, că așa se joacă. Și aude ce frumos. Băi, e frumos stațiunea. Deci, uite, puteam să parcăm pe undeva și pe aici. Uh-huh. Oricum, senzația este una de vis, este o mașină foarte, foarte puternică. Deci e extraordinar de puternică. Și mă bucur că am luat parte la proiectul ăsta, absolut, absolut genial. Așa că îi dăm bătaie în continuare și ne ducem forță, nu? Ia! Ne dăm bătaie, băi, dacă nu dăm bătaie. Deci din nou stăteam noi, acum, cu telefoanele descărcate. Fiți atenți ce am descoperit. Cum mă să aibă wireless charging aici? Cum? E prima oară când văd un wireless charging, adică încarci prin wireless, ceea ce e foarte, foarte tare, pur și simplu spui telefonul aici și încarcă chiar și Samsung. Ăsta ce Samsung e? S7. S7, mai am și un iPhone 7 Plus. Bă, le încarcă, mă, nu-ți mai trebuie USB la mașină, are și mașina USB, dar are wireless charging, este super, super tare chestia asta. Felicitări! Wow! Perfect, tocmai am ajuns acasă și este deja noapte, așa că o să vă zic o, bineînțeles, o seară fenomenală, mirifică și bineînțeles știu că se vede lumina aiurea. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, o să încheiem aici acest daily vlog. Sper că v-a plăcut și bineînțeles să-mi dați un mare like. Așa că ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!